Fondată recent, Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării are ca membrii primării, universități, institute de cercetare și dezvoltare, organizații non-guvernamentale, asociații, dar și importante instituții cu rol în implementarea proiectelor ce țin de strategia Dunării. Pentru că timpul de gândire și scriere de proiecte se scurge repede în dezavantajul României, Asociația Comunitățile Riverane Dunării a intensificat ședințele de lucru. Un astfel de eveniment a avut loc la Giurgiu, în sala de ședințe a Consiliului Local, la inițiativa deputatului de Giurgiu Florian Nicolae, unul dintre puținii susținători locali în ceea ce privește accesarea de fonduri europene prin strategia Dunării. Eu cred că buna vestire o să fie pentru noi imboldul de a ne uni, de a ne armoniza în susținerea proiectelor pentru atragerea cât mai multor investiții și crearea de noi locuri de muncă în zonele noastre defavorizate și, bineînțeles, să ne gândim să susținem proiectele transfrontaliere din această zonă a noastră, mai ales în parteneriat cu țara noastră vecină și cu care trebuie să mergem braț la braț, Bulgaria. Eu sunt președintele grupului de prietenie al Parlamentului României cu Parlamentul Republicii Bulgaria și sunt deosebit de onorat ca astăzi aici să am alături de noi pe domnul deputat Alin Bucur, colegul meu din Parlamentul României, și pe domnul consilier Sami Kalota. Împreună încercăm să susținem proiectele pentru atragerea de investiții și investitori serioși în zona noastră și pentru crearea de noi locuri de muncă. Ce a trebuit să spunem acum am spus, urmează să trecem la concretizarea proiectelor pe care noi le susținem și armonizarea lor de-a lungul fluviului Dunărea, în cele 14 țări riverane fluviului. Voi rămâne în continuare susținătorul proiectelor și, bineînțeles, alături de dumneavoastră. Am reușit la Giurgiu să înființăm Forumul Antreprenorial Dunărean pentru susținerea mediului de afaceri. Printre oaspeții de seamă prezenți la ședința de lucru a Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării s-a aflat și Peter Langer, coordonatorul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene, președinte al Academiei Europene. În discursul său, Peter Langer a subliniat faptul că este nevoie de timp și de multă răbdare pentru a crea proiecte durabile și extrem de necesare. Este nevoie de experți și de experiență în domeniu, dar și de includerea tinerilor și de promovarea acestora pentru a avea proiecte de viitor. If we want the Danube region to prosper and to implement the Danube region strategy properly, we need the young elites and we must stop the brain drain. The strong emigration trend of well-educated young people from the middle and lower Danube region, also from here, to Western Europe since the fall of the Iron Curtain and the subsequent bloody conflicts in former Yugoslavia is evident. Și pentru că la ședință s-au aflat foarte mulți primari din localitățile riverane Dunării și nu numai, dar și reprezentanți din Bulgaria, un mare accent s-a pus pe cooperarea transfrontalieră și pe nevoia existenței unor proiecte comune care să deservească interesele comunităților aflate de o parte și de alta a Dunării. Am dorit să explicăm mai pe înțelesul tuturor și celorlalți primari sau rectori ai universităților invitate din diverse părți din țară, cam între Orșova și Hârșova, am reușit să facem practic o promovare atât a obiectivelor, priorităților strategiei, cât și să convenim asupra obiectivelor care s-ar putea dovedi cu adevărat prioritare și majore pentru relansarea economică a zonei. Principala miză pentru România este transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă și ridicarea standardului de viață al comunităților locale. Investiția în capitalul uman este considerată un mijloc eficient pentru regiunea Dunării de a progresa și crește într-un mod inteligent și inclusiv. În acest context pot fi accesate proiecte ce țin de mediu, infrastructură, cultură și turism, proiecte transfrontaliere, toate cu un mare accent pe crearea de noi locuri de muncă. Astfel de inițiative subliniază încă o dată participarea României activă la implementarea strategiei Dunării. Strategie, după cum spuneam, lansată de România și Austria. După câțiva ani, 4-5 ani, strategia a fost lansată, ne aflăm în etapa în care guvernanța, implementarea devine principalul obiectiv al strategiei.
În acest moment, înaintea forumului anual de la Ulm, cooperăm foarte strâns cu partenerii din Baden-Württemberg, cu partenerii germani, pentru a pregăti cu input de substanță participarea României la următorul forum anual, la cel al patrulea forum anual al strategiei Dunării. Ședința Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării s-a bucurat de un mare interes din partea participanților, mai puțin însă din partea primăriei Giurgiu, care nu a stat prea bine la capitolul organizare. Pe lângă faptul că presa giurgiuveană nu a fost anunțată și nici invitată la acest eveniment important pentru dezvoltarea comunității locale, și la capitolul protocol lucrurile au cam scârțit. Oaspeții, spunem noi, destul de importanți au fost invitați pe holul primăriei pentru un pahar cu apă sau pentru o cafea, un gest deloc ospitalier în condiții în care investitorii nu prea ne trec pragul, iar la capitolul proiecte europene avem mari deficiențe. Oaspeții au avut însă parte de o primire așa cum se cuvine, onorând invitația deputatului Florian Nicolae de a efectua o scurtă vizită la cabinetul parlamentar.